Primarul Cătălin Flutur a făcut o vizită la capitală în urmă cu câteva zile pentru a semna câteva proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. S-au semnat proiecte în vederea reabilitării unor școli și grădinițe. Unul dintre cele mai importante proiecte, respectiv cel ce vizează racordarea la a sării de atletism de la Liceul Sportiv, rămâne în așteptare. Este vorba de contracte Următoarea destinație pentru Liceul Dimitri Negreanu, pentru Liceul Alexandru Celbun, Grădinița 23, Liceul program sportiv și Seminarul Teologic. Contracte în valoare de 1.966.625 de lei, din care contribuția municipalității va fi de 701.000 de lei, iar eventual ce vom primi de la guvern, 1.265.000 de lei. Mai precis, este vorba de lucrări de modernizare în vederea protejării la incendiu, având în vedere că multe dintre unitățile de învățământ din municipiu nu au autorizație de securitate la incendiu.